dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi, înainte de patimile mele, spunea Domnul, pentru că de acum nu-L voi mai mânca decât nou în împărăția mea. Suntem la cina Domnului și aș dori ca Domnul să pună și în noi dorința aceasta. Amin. De a ne împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului. Amin. În momentul când a apărut proiecția tridimensională, s-a făcut mare vorbă cu acel 3D. Bine, tehnica a evoluat. Eu astăzi am să vorbesc de ceva incomparabil mai însemnat, mai important. Și mi-am propus astăzi să vorbesc despre 3G. Adică Ghetisman, Gabata și Golgota. Ghetisman nu e o încercare. Ghetisman e o șansă pe care ți-o dă Domnul. Hristos, înainte de a trece pe la Gabata și la Golgota, i-a dăruit Domnul, Dumnezeu, șansa unui Ghetisman în care trebuia să pregătească. Fiecare din voi aveți ceasul de încercare. O cântare veche spune, ca să fii învingător, îți trebuie luptă. Ca să ajungi sus în cerul minunat, neîncercat n-ai să ajungi niciodată, că și Iisus a fost încercat. Fiecare din voi are ceasul încercării. Fiecare, dacă n-ați trecut, veți trece pe la Gabata, pe la Golgota. Veți avea o zi a examenului vostru. Dar Ghetisman e o șansă pe care ți-o dă Domnul. Ca în încercarea asta să intri de pe genunchi. În problema ta, în durerea ta, în operația ta, în ceea ce ai tu greu în încercarea ta, Domnul îți dă șansa unui timp de rugăciune, a unui timp de părtășuie, a unui timp de pregătire. Slăviți să fie Domnul. Amin. Nu disprețuiți, nu ocoliți Ghetisman. Nu fugiți de Ghetisman. Că prin învântoarea acestor evenimente din Ierusalim au fost prinși ucenici. Dar ei n-au ieșit biruitor, pentru că ei au dormit în grădină. Și-o trebuit Domnul să-i dojenească plând, zicându-le, un ceas, n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vorbim de Ghetisman, frații mei. Am învățat ceva de rugăciunea Domnului Iisus. Că El spunea acolo că îi întreb, Duhul e plin de rândă, dar carne neputincioasă. Eu de multe ori acuzam unele adunări. Și de ce nu? Pe mine personal. Că de multe ori în adunările voastre se vede doar carne neputincioasă. Dar nu se vede rândă Duhului. Domnul Iisus când se roagă, se roagă până când învinge limitele trupului acestuia omenesc. Că și El era obosit. El venea dintr-o săptămână în care iudeii fățiși l-au respins pe împăratul lor. În toată săptămâna au avut cea mai aprigă luptă de dus contra fariseilor și a cărturarilor și a bătrânilor din norod. Ori evreii ăștia, era săptămâna în care Domnul a fost lepădat de la ei. Și el a avut același program ca și ucenicii. Ucenicii erau obosiți și au adormit. Dar Domnul nu. Bine spunea odată un frate, că noaptea mamele vechează și nu dorme. S-a întâlnit la stării pază și nu dorme. Corăbienii stau pe corazele lor și nu dorm. Nici moții nu dorm noaptea. Numai creștinii noștri dorm prea mult deodată. Aș putea dori ca Domnul să-L lasă un duc de trezire în adunarea. Fraților, veți trece și voi. Ghetismanii îi pregătirea unui mare eveniment prin care a trecut Domnul. Și Domnul se roagă până în învingere putința cărnii, neputința trupului acestuia. Așa se facem și noi. Amin. În al doilea rând, Domnul se roagă până când reușește să se așeze sub voia lui Dumnezeu. Că până la urmă, asta e menirea rugăciunii. El a văzut acolo un Ghetisman în pahar. Toate spurcăciunile lumii, ale mele și ale tale, erau acolo în paharul acela. Toate păcatele omenirii erau în paharul acela. Toate bolile puse împreună. Toți microbii și bacteriile din lume erau puse în paharul acela. Și că
dat mielul nevinovat, Sfântului Dumnezeu venit din cer, fără parte, s-a uitat la paharul acesta și a spus, nu pot, tate, dacă e cu putință îndeparte paharul acesta de la mine, că e prea mare. Și s-a rugat Dumnezeu, adică Domnul, și s-a rugat, până când într-un final a spus, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Amin. Știi ce se întâmplă în rugăciunea asta insistentă înaintea lui Dumnezeu? Se pot întâmpla două lucruri. Ori Dumnezeu se lasă înduplecat să schimbă hotărârea, ori Dumnezeu nu se lasă înduplecat și nu schimbă hotărârea, dar eu în rugăciune reușesc să mă așez sub voia lui Dumnezeu. Și în finalul rugăciunii spun, Tată, nu cum voiesc eu, ci facă-ți voia ta. Amin. De multe ori mi-a rugat pentru cei bolnavi și Dumnezeu i-a vindecat. Și de multe ori mi-a rugat cu lacrimi și credință pentru cei bolnavi. Și-a strigat Duhul Sfânt, nu-mi schimb hotărârea, ce-am hotărât voi împlini. Și atunci am spus, n-avem decât noi să acceptăm voia lui Dumnezeu. Ăsta e rostul Ghetismanului. Ăsta e rostul rugăciunii. Când vorbeam altă dată de chemarea la odihnă, veniți la mine, Matei 11, 28 în rost, cei trudiși împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Spunea că primul pas care îl facem spre Domnul, că Domnul stă pe loc și spune, veniți la mine, voi veniți la mine. Primul pas care îl face omul e să accepte jugul lui. Luați jugul meu, adică autoritatea lui Dumnezeu, adică voia lui Dumnezeu, că asta e menirea rugăciunii. Și Domnul Ghetismani se roagă până când reușește și se așează sub voia lui Dumnezeu. Și de aici încolo Domnul e liniștit. Domnul merge la moarte liniștit, el a spus, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Hai să ne rugăm așa, frață. Amin. Amin? Amin. În al treilea rând, Domnul se roagă până are încredințarea că rugăciunea i-a fost ascultată. Pentru că în final a venit un înger și l-a întărit. Ne rugăm 3 minute, ne rugăm 5 minute, ne rugăm puțin și plecăm, că tot timpul suntem în criză de timp. Dar Domnul s-a rugat până când a venit un înger și l-a întărit. Amin. Cunosc oameni care s-au rugat ceasuri întregi. S-au rugat ceasuri întregi. O soră spunea la noi așa. Bolnavă de cancer, trimis acasă, fără nicio șansă de viață. Și povestea ea și spunea. Și după 12 ceasuri de rugăciune, că am vrut să mor pe genunchi. A spus, Doamne, vreau să mor pe genunchi, dacă tot mor. Și spune, după 12 ceasuri de rugăciune, Dumnezeu a coborât puterea de vindecare și m-a vindecat și trăiesc în ziua de azi. Care de noi se poate ruga atâta? Care de noi se roagă? Când vorbeam odată la o binecuvântare de copii, spuneam că în primele rânduri, parcă Dumnezeu nu a pus nici păstori, nici proroce, când e vorba de rugăciune, ci în primele rânduri au pus niște mame, care se trezesc noaptea de 5 ori, de 7 ori, de 10 ori, sau nu dorm deloc. Care păstor se roagă de 7 ori într-o noapte? Care predicator se roagă de 5 ori într-o noapte pentru predica lui? Dar o mamă se ridică și de 10 ori de par pentru copilul ei. Fraților, se roagă Domnul până când primește încredințarea că rugăciunea e ascultată. Hai să învățăm ceva de aici. M-am dus cu gândul la câmpia din Mahanaim. După ce Iacob trece vadul lui Iabocurul, se prezintă un om la el. De fapt, un înger al Domnului. Și se luptă cu el până la revărsatul zorilor. Și a revărsatul zorilor, străinul acela spune, lasă-mă să plec, că să-i vezi zorile. Știi ce spune Iacob? Nu te lăs. Până când? Până nu mă binecuvintez. Amin. Ne rugăm ce mai astăzi, da? Cum a fost lupta lui, spune Osea, 12:4. A plâns și s-a rugat de Îngerul Domnului. Sunt evazi aici. Înainte de Gabata și înainte de Golgota, avem șansa unui ghetisman să ne pregătim examenul, să ne pregătim pentru ceasul încercării, în grădina Ghetismanei rugăciune și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Acum vă spun un lucru. Marele eveniment care va fi sub soare este revenirea Domnului. Asta urmează. Și mai aproape decât bănuiți unii din voi. Duhul Sfânt anunță din biserică în biserică că vor veni încercări mari peste poporul Domnului. Recent vorbeam cu frate, spuneam la cap mai multe lucrări date prin proroci veritabili și ne așteptăm la necazuri și la privoare.
Dar după vremea aceasta, vine Domnul pe noi. Vine ca să ne ia acasă. Haideți înainte acestui mare eveniment să stăm mai mult în rugăciune. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că cel care muntele măslinilor, acolo unde ghetiți mare, muntele măslinilor are o semnătate mare. De pe muntele măslinilor s-a înălțat Domnul. În fapt, în capitolul 1, s-a înălțat Domnul. Și spunea prorocul în Vechime că pe muntele măslinilor va veni Domnul înapoi. Va veni Ierusalim, va pune picioarele pe muntele măslinilor. Haideți să stăm mai mult în muntele măslinilor, să stăm mai mult în Ghețesman și Dumnezeu să ne ajute. Amin. De Gabata nu vreau să vorbesc. Dumnezeu mi-a îngăduit o singură dată, a fost în Israel. Acolo e foarte mult comerț. Foarte mult comerț acolo. Dacă s-ar strânge toate aștile din crucea lui Hristos, ar fi trenul de chelestea de carat. Că e foarte mult comerț. Cât mir, cât apă din Iordan și multe, multe altele. Multe locuri nu sunt autentice. Am trăit acolo o dezamăgire când am întâlnit două golgote și am întâlnit două morminte goale. Unul a protestanților și unul a catolicilor și ortodoxilor. Când m-am dus pe Via Dolorosa până la Golgota, am întâlnit femei, oameni care plângeau în disperarea lor. Poate și-au vândut unii averile să ajungă la Ierusalim să se roage la mormântul gol. După care ghidul mi-a spus, acum vă arăt o altă Golgota și un alt mormânt în grădina lui Iosef din Arimatea. Unii spun că e acolo, unii spun că e dincolo. Ghidul nostru mi-a spus, eu sunt ateu, personal nu cred nimic, sunt plătit să vă spun lucrurile astea. Și am trăit așa o dezamăgire, fraților. Dar despre Gabata se spune că e autentică. Am coborât mai mulți metri undeva, Gabata înseamnă locul pardosit cu pietre. Fosta sală de judecată este făcută de romani, niște lespezi mari de piatră și când am ajuns acolo am trăit cu o sfială sufletească. Mi-aduc aminte că o strigat Îngerul ai Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai îi sfânt. Undeva era acolo un loc unde nu era piatră. Și ne spunea ghidul, aici era stâlpul de tortură. Aici era stâlpul de tortură care acum nu mai era. Aici a fost legat Hristos. Aici l-a bătut cu miele. Aici l-a bătut cu bice, cu scorpioane, un fel de cărlinte, așa care mușca rupea din carnea celui osândit. Aici a fost despuiat Hristos. Au fost despuiat. Tablourile noastre ne înfățășează în cor cu o pânză înfășurată în mijloc. Dar el a fost dezbrăcat de hainele lui. A suferit rușinea. Aici o țâșnit sângele din Domnul. Și mă uitam la lespezele acelea. Parcă nici nu îndrăzneam să mă apropii de locul acela. Spuneam, aici a fost bătut Hristos. Pe pietrele astea au curs sângele Domnului meu. Sângele lui nevinovat. Fraților, nu vorbesc de Gabata, de locul judecăților nedrepte. Am trecut pe acolo. Știu ce înseamnă să fii judecat pe nedrept. Știi ce înseamnă să te găsească cu paharul în sacul de grâu, în paharul lui Beniamin. Și Beniamin să nu fie hoț. Beniamin nu a furat paharul. Dar când slujitorul a băgat mâna în grâu, a spus, uite hoțul, îl iau cu mine. Știu ce înseamnă dezvinovățirea lui Iuda, care spune, Domnul meu, ce să mai spun și cum să mă dezvinovățesc? Dacă n-ați trecut pe la Gabata, să știți că nu-i ușor. Nu-i ușor să fii acuzat pe nedrept, să fii arătat cu degetul, să fii vorbit de rău, să fii exmatriculat dintr-o societate și tu să fii nevinovat. Dar asta s-a întâmplat cu Domnul nostru. Și tot ce a întâmplat Domnul a fost pentru mine. Și a fost pentru voi. Altfel mai degrabă să ajung la Golgota. Și la Golgota nu voi vorbi de descrierea acelei scene, că nu o pot. Nu o știu. Noi aveam un frate, eu trecut la Domnul, un predicator bun, un proroc bun, care odată a avut o vedenie. Și în vedenia lui l-a văzut pe Domnul Hristos răstignit pe cruce. Pe fratele ăsta îl chema Gheorghe Tăcaciuc. Și el a povestit în adunare vedenia aceea care l-a marcat profund. Și am observat un lucru, ori de câte ori, omul ăsta era întrebat de vedenia aceasta, dacă era la o nuntă, sta la masă. Și era bună voie ca la nuntă, dacă era la lucru, oriunde era.
Și cineva îl întreba și spunea, frate Iorie, cum ai văzut tu pe Hristos? Deodată omul zice, vrea să plângă. Deodată se transformă în viață să plângă. Spunea, vai fraților, ce durere. Nu se poate descrie. Am văzut cu luna de spine, spunea el, o muri la aproape 75 de ani și la aproape 80 de ani. Am uitat, m-am urmărit, era om de la țară să văd spini ca aceea și încă n-am văzut așa spini. De câte ori îl întrebai de vedinea aceasta, omul ăsta începea să plângă. Și așa o povestea cu lacrimi. Eu nu pot. Nu este dat să vorbim de suferință de Domnul. Eu am predicat odată de suferință și am spus așa mi-e de greu că eu sunt cu burta plină și trebuie să vorbesc de cei flămânți. Eu sunt sănătos și să vorbesc de aceia care sunt bolnavi. Eu sunt apreciat sau plăudat și trebuie să vorbesc de cei prigoniți. Știți cât e de greu lucrul ăsta? Dar când vorbesc de Golgota, de cruce, de Hristos, aș vrea să vorbesc de sângele Domnului nostru. Pentru că Domnul spunea, beți toți de El. Acesta este sângele meu. Sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți înspre iertarea păcatelor. Când vorbim de sângele Domnului Iisus, aș vrea să vorbesc de valoarea acestui sânge. Pentru că nu există în lumea asta, nu numai pe pământ. Dumnezeu m-a îngăduit, am circulat mult în lumea asta. Și în America, și în Canada, și în Israel, și în Dubai, și în Australia, și în mai multe locuri. Am văzut frumuseți naturale, create de Domnul. În America am fost într-o peșteră cu diamante. O peșteră de 1,8 km cu pereți de diamante, de smaralde, de rubine. Stalagmitele și stalactitele erau din pietre scumpe. O minunăție a lui Dumnezeu. Am văzut clădiri frumoase, am văzut oameni rozavi de bogat. Dar nu este pe pământ și în tot universul ăsta ceva mai scump ca sângele Domnului Iisus. Când vorbim de sângele Domnului, e cel mai valoros lucru. Și Petru spunea așa, 1:18 și 19, că știți că nu un lucru pieritoare, cu aur sau argint, a fost răscumpărat din felul vostru de jertfă de viețuire, ci cu sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, mielul fără pată și fără măsură. Când vorbim de valoarea sângelui, are valoare de răscumpărare. Noi eram robi ai păcatului, noi trebuiam plătiți. Noi eram datori și trebuiam plătiți. Și nu a fost preț pentru noi. Tot aur, argintul din lume, toate lucrurile peritoare nu puteau să plătească păcatul nostru. Și a venit Hristos și l-a plătit cu sângele lui. Că sângele ne justifică înaintea lui Dumnezeu. Sângele ne-o răscumpăra din felul nostru de șer de viețuire. Sângele era prețul care l-a vrut Dumnezeu. Că Dumnezeu este Sfânt. Gândiți-vă la mielul acela pascal, care era luat în ziua 10-a și păstrat până în ziua 14-a, în luna 1-a, în ținuturile din Gosel. Și acolo s-a dat o poruncă la evrei. În noaptea 14-a, fiecare familie să junghe mielul acesta, să ia sângele și cu sângele se ungă ușiorii, ușii și pragul de sus. Pragul de jos nu avea voie, că evrei spunea că cel care calcă sângele legământului, n-avea voie sângele să fie călcat. Dar ușiorii lateral și pragul de sus. Și sângele ăsta era pentru Domnul. Un semn pentru înger. Că în noaptea aceea, toți întâi născuți ai Egiptului, de la întâi născutul lui Faraon, până la întâi născut al dobitoacelor din Egipt, au fost omorâți de Îngerul Domnului. Dar când Îngerul Domnului, cu sabia lui îmbătată de sânge, urca prin delta Nilului și ajunge în Gosel, unde vedea semnul sângelui, pleca mai departe. Trecea pe alături. Asta înseamnă Paște. Pașul a trece pe alături. Sângele era pentru Domnul. Nu arată Biblia că îngerul ar fi băgat măcar capul pe ușă să vadă evreii de pe pocăiți, evreii, copiii, așa să ascultători, bărbatul și cu nevasta trăiesc bine în casă, merită scos din Egipt sau nu merită. Nu era treaba îngerul, sângele era pentru înger și pentru Domnul, egal ce se întâmpla în corturile evreiești.
Asta înseamnă răscumpărare, înseamnă justificare. Asta ne face mântuiți prin credință înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și acum vine a doua lucrare a sângelui, care înseamnă sfințirea. Sângele care intră acum în cortul evreilor și îi sfințește și îi curățește. Vă rog, gândiți-vă la un lucru. Golgota. Evenimente care agită Ierusalim. Împarte populația. Unele femei își bat pieptul cu pumnul. Mama Domnului, femeile cu cernice. Ucenicii urmează pe Domnul de departe. Petru poartă povara păcatului și a nepădării sale. Hristos e în Golgota, plin de sânge. Fața lui albă, așa ca de crin, îi brăzdată de șoroaie de sânge. Plugare au tras brazde adânci pe spinarea mea. Era tot o masă din pomă de carne, de sânge, purgea de pe el. Statorul pe cruce. La un moment dat soarele îți răspunde privirea. Hristos strigă în disperarea Lui. Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Se face întuneric peste toată țara. Într-un sfârșit, Domnul spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Își capul, pleacă capul și moare. Asta era ceea ce vedeau locuitorii Ierusalimului. Dar în chip nevăzut, în chip tainic, când Domnul a spus în mâinile tale îmi încredințez Duhul, Hristos a luat un potir, l-a umplut cu sângele Lui din Golgota, din jertfă, și se duce în cer. Spune cuvântul Domnului și vreau să și citesc în Evrei capitolul 9. Spunea așa. Dar deoarece chipurile lucrurilor, 23, care sunt în ceruri, au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat un local de închinare făcut de mână omenească, după tipul adevărat un local de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățeșeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. În chip nevăzut, Hristos a luat potirul cu sânge din trupul lui care mai curgea pe cruce și a zburat în cer. Și a ajuns în ceruri și în ceruri a făcut sfințirea, a făcut curățirea, așa spune Biblia, deoarece a intrat în locul, în locașul acela mare, care nu-i făcut de o mână omenească și a făcut curățirea locașului din cer. Eu atâta m-am gândit, de ce trebuia templul din cer curățit cu sângele Domnului? Trebuia probabil ca să se respecte simbolistica, dar răspunsul pertinent care l-am eu e acela că ori pe unde a fost diavolul, trebuie curățare. Știți că diavolul a fost în cer? El a fost de acolo. Și a trebuit Hristos, după ce l-a izbălit pe diavolul din cer, să facă curățare. Atenție! Ori pe unde trece diavolul, trebuie făcută curățare. Să ne ajute Domnul. Amin. Vorbind de valoarea sângelui Domnului nostru, are valoare de justificare, răscumpărare și are valoare prin faptul că ne sfințește în fiecare zi. Când vorbim de iertarea păcatelor, există o iertare de păcate inițială. Fapte 17 cu 30. Domnul nu ține seama de vremuri veșnice. Când un om se pocăiește, Dumnezeu îl iartă. Amin? Amin. Dar hai să recunoaștem, după ce ne-am pocăit, n-am mai păcătuit? Ce facem cu păcatele astea? Ei bine, și păcatele astea au iertare. Dar în lucrarea de mântuire, Dumnezeu face partea Lui și omul face partea Lui. Dumnezeu l-a luat pe Hristos de la sânul Lui, singurul Fiu născut din Tatăl, și l-a dat să moară pe pământ. Asta e partea lui Dumnezeu. Ca să ne ierte păcatele, să aibă sângele care iartă. Ce facem noi? În Fapte 3 cu 19 ne spune Petru, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcate. Dacă vrem să avem parte de iertarea păcatelor, trebuie să ne pocăim. Doamne ajută! Apoi spunea cuvântul Domnului același Petru, Fapte 10 cu 43, că toți prorocii mărturisesc că oricine crede în El, capătă prin credința în numele
lui iertarea de păcate. Amin. Ce trebuie să fac eu să fiu iertat? Trebuie să trăiesc pocăința și trebuie să cred în valoarea sângelui și să fiu iertat. Amin? Amin. În Fapte 22:16, Anania îi spunea lui Pavel, și acum ce mai stai? Scoală-te, primește botezul și fii iertat de păcatele tale. Asta face omul. Se pocăiește, crede, primește botezul. În Matei 6:14 a fost citit versetul. Dar dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru va ierta greșelile voastre. Asta e partea noastră. Și slăviți să fie Domnul când ne dă putere să o facem. Amin? Vorbim de Golgota. Vorbim de sânge. De valoarea sângelui. Sau dacă vreți, haideți să vorbim de lucrarea sângelui. Și vine Ioan 1:7 și spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însăși este lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos Fiul Său ne curățește de orice păcat. Sângele Domnului Iisus e acela care ne curățește. Eu când vorbim de iertare, de curățire, îmi imaginam Golgota, mi-l imaginam pe Hristos pe cruce, mi-l imaginam cum curge sângele din El, îmi imaginam coasta aceea străpunsă de ostașul roman, din care au mai curs puțin sânge și apă, și eu mă imaginam cum mă duc sub cascada asta de sânge și cum sângele Domnului mă curăță. Mai bine decât silitra din Isaia, că spune păcatele voastre nu mai pot fi curățate. Și atunci mi-am imaginat că sângele acesta curge pe mine și mă curățește. E adevărat. Așa cred și acum. Dar curățirea exterioară era mai degrabă atribuită Vechiului Testament. În Vechiul Testament era ritualul spălărilor. Am vizitat ținuturile de la Qumran, de la cei ultra-religioși evrei, care pe malul Mării Moarte, care unde au fost găsite și sudul, în Isaia 53, și acolo oamenii ăștia se spălau de câteva ori pe zi. Fariseii cărturare nu puteau să mănânce până nu se spălau. Imputau ucenicilor că mănâncă cu mâinile nespălate, nu? În templu erau legene de aramă pentru spălare. În Cana Galileea, că și sinagogi, după robia din Babilon, ei și-au făcut sinagogi, era o vasă de piatră pentru spălare, unde a prefăcut Domnul apa în vin. La evrei era un ritual al spălării, al purificării, al curățirii. Totul era pentru exterior. Dar acum, în Noul Testament, vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus ne curăță și în interior. Deci toți din El, a zis Domnul Iisus. Ne uităm la organismul nostru și vedem că principala sau una din funcțiile sângelui este ca să elimine rezidurile, toxinele, substanțele nocive, să elimine gunoiul din noi. Pentru că trupul nostru e o uzină care produce energie. Miliarde de celule în același timp lucrează și produc energie. Dar în urma acestor ardiri rezide cu noi, nu? E mizerie. Și atunci sângele ia, curăță organismul, curăță celulele, toată mizerie o duce într-un intestin și de acolo spunea Domnul se duce la pazna. Iertați-mi expresia. Asta e. Asta e lucrarea care o face sângele. Sângele trece prin noi și sângele ăsta omenesc al nostru ne curăță toate celulele noastre și le elimină. 90% din bolile trupului se datorează deficiențelor de eliminare a toxinelor. De-aia ne îmbolnăvim, pentru că murdăria, mizeria, toxinele, substanțele otrăvitoare de noi nu reușește sângele să le elimine. Ce face sângele? Ne curățește. Eu aș dori să ne împărtășim cu sângele Domnului Iisus. Amin. Și sângele acesta trecând nu numai în exteriorul nostru, trecând prin noi, prin mădularele noastre, prin celulele noastre, produce acest act al curățirii noastre. Putem aplica aceasta și în mod privat, la templu care e trupul nostru, și putem aplica ideea aceasta și la Biserica Domnului și ar dori ca Domnul să curăță și adunarea asta. Amin? Amin.
Ce mai face sângele Domnului? Sângele Domnului hrănește. Eu, ca să produc energie, ca să dau așa din mână, cineva trebuie să producă energie. Eu sunt o uzină care am energie în mine. Dar ca să produc energie, vine sângele și ia materia primă și o duce în fiecare celulă. Acolo aduce oxigen de la pământ și oxigenul explodează. Și are loc aceea ardere interioară care produce energie exact ca la mașină. Îi dai benzină, îi dai oxigen și când îl comprimi, produce arderea și dezvoltă lucrul mecanic. Asta face sângele. Sângele hrănește tot trupul. E de o inteligență care nu se poate descrie. Pentru că în organismul unui om sunt miliarde de celule, din creștere până în tărg, sângele la fiecare celulă îi duce hrana necesară și hrana specifică acele celule. Cine o crea Domnul? Dumnezeu! Oamenii nu pot da viață, nu pot crea, încerc cu clonă, cu inginerie genetică, cu tot felul de inginerii trăciri în timpul de acum. Dar să producă viața nu poate nimeni. Singurul care dă viața e Dumnezeu. Slăviți să fie numele Său. Suntem de o complexitate extraordinară. Mari savanți, mari medici, mari oameni se închină înainte acestui Dumnezeu. Cunosc un caz în Bistrița Năsăudă. Era o soră care avea mâna să o negrit foarte neagră, nu o mai avut ce face, o trebuie să-i amputeze mâna și sora asta ne-a chemat niște frați, frații s-au rugat pentru ea și Dumnezeu i-a vindecat mâna. Se duce la Târgu Mureș, Răzbun Bolești, după predicând ziare, ne-am adunat. Se duce la Târgu Mureș la control și vede doctorul, spune, Doamnă, ce ai făcut? Și m-am rugat Domnul. Și îmi spunea femeia asta, care nu e de multă vreme pocăită, îi între Bistrița și Rege, locuiește undeva. Și îmi spunea că femeia asta o luat poziție de drept și a spus, eu știu că este un Dumnezeu, am mai întâlnit în carierea mea astfel de minuni și mă închin înainte acestei mari puteri. Acum cu minte. Fraților, sângele ăsta ne curățește numai din afară. Ne curăță trupul nostru de tot ce este rău și elimină din nou. Sângele ăsta ne hrănește. Și Domnul spune Ioan, cine mănâncă din trupul meu și bea din sângele meu, are viață în el. Vrei să mănânci azi din trupul Domnului? Vrei să bei astăzi din sângele Domnului? De ce suntem noi piperniciți? Eu 18 cu cât cu 12. Foamea îi mănâncă puterea. Pentru că nu ne hrănim nici din cuvânt și nici din trupul Domnului. Dumnezeu să ne dea astăzi pocăința. Amin. Ce mai face sângele? Păstrează și reglează temperatura corpului. Că vii de la ecuator și te duci la polul nord. Și tu nu mori. Că e diferență de zeci de grade. Și sângele tău și temperatura din tine rămâne constantă. Știți de ce? Sângele reglează temperatura aceasta. Și când în adunare spunea Domnul Matei 24 și de mulțirea fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Intervine sângele Domnului. Când Apocalipsa nu e nici rece, nici în clocot, e numai căldicel. Și aș dori ca sângele Domnului să ne facă în clocot. Amin? Vorbim de valoarea sângele Domnului. Vorbim de lucrarea care o face sângele Domnului. Nu pot să nu vorbesc de protecția care o dă sângele Domnului. Apocalipsa, parcă 12 cu cât 11 acolo, spune, ei i-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisării lor și nu și-o iubea viața până la moarte. Amin. Știți ce face sângele noi? Sângele ne protejează. Când apare o rană, o tăietură, o lovitură, un microb, o infecție interioară, sângele, ca un ostaș bine înarmat, aleargă acolo și luptă cu microbii. Produce acei anticorpi, pentru că sunt niște corpi străini care vin la noi, și el luptă cu, produce substanța asta și sângele elimină, scoate afară microbii din organism și rana se cicatrizează. Asta e protecția care ne dă sângele Domnului. Noi am biruit. Pe cine am biruit?
am biruit pe șarpele cel vechi și pe diavolul prin sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și Domnul ne-a promis biruință. Amin. Dacă un om este în apă, e înconjurat de apă. Dacă un om e în Hristos, e înconjurat de Hristos. Colosim 3. Căci voi ați murit și viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Fraților, când ne atacă diavolul cu păcate, cu microbi, cu bacterii din tot felul, atacă adunare sau atacă omul meu lăuntric, vine sângele Domnului Iisus și luptă cu acești microbi, îi îndepărtează din trupul meu și eu rămân sănătos. Amin. Dacă veți bea ceva de moarte, nu va vă băteva. Știți de ce? Că eu am în mine sângele Domnului Iisus Hristos. Dați-l loc! Cobra este un șarpe foarte verinos. Mușcătura acestui șarpe provoacă moartea în câteva minute. Pentru că ea are un venin și sângele transportă veninul ăsta în toate celulele, paralizie și moarte. Și-au trebuit oamenii să descopere un ser, să descopere un vaccin împotriva acestui venin. Oamenii au fost mușcați în grădina Eden de diavol, șarpele cel vechi. Și rasa umană a fost infectată și a fost îmbolnăvită și a murit toți în păcatele noastre până când a avut loc o transfuzie de sânge. Când ne-am născut din nou, ne-am născut din apă și din Duh, sângele lui Hristos a venit în mijlocul nostru și sângele ăsta este imun la mușcătura șarpelor. Diavolul n-are ce să-i facă lui Hristos, că Hristos e mai mare. Amin. Și Ioan spune așa, cel care este în noi e mai mare decât cel care e în noi. Amin. Cine este în noi e sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Noi îl biruim pe diavolul, biruim șarpele cel vechi prin sângele Domnului și prin cuvântul mărturisării noastre. Noi obișnuim să spunem, că spuneam evrei acolo 12, dar de voi nu v-ați împotrivit încă până la lupt, la sânge, în lupta împotriva păcatului. Și Iacov și Petru spune, împotriviți-vă lui tare credință și el va fugi de la voi. Cunosc un caz, n-am mai povestit. În Italia, s-au mutat în Suceava acum, familia aceasta. O familie, el, o mică afacere în Italia, nu foarte mare, lucra în construcție, avea ceva bani. Ia nevasta lui, știu și cum o cheamă, și pe el și pe ea, ea avea o purtare un pic lumească. Așa cum avem noi câteodată. Și într-o zi, în timp ce era acasă, în dormitor, apare în ușa dormitorului o ființă hâdoasă, înspăimântătoare, se prezintă la ea și îi spune, am venit să te omor. Dar pentru că ai fost dusă la binecuvântare și mai ales pentru că pentru tine să fac multe rugăciuni, n-am ce să-ți fac. Dar mă duc să-l omor pe bărbatul tău. Ea când aude, sora Adriana, mă cheamă, spune ce învățăm noi pe copii, că dacă noi nu facem cruce cu limba și nu spunem așa timp, ea îl mustră și îi spune, sângele Domnului să te mustre. La care diavolul îi spune, care sânge? Că tu ai atâta de când nu te-ai împărtășit. Mai oameni buni, eu călătoresc mult prin adunări, particip la cina Domnului și nu întotdeauna când ajung acasă îi spune, lasă, am luat cină la Austria. Deodată îi spun, deodată nu îi spun. Comitetul nu știe când l-a luat eu ultima dată cirea, dar tu, diavolul știe. Diavolul știe când ai luat ultima dată cina. Și diavolul îi dă o replică. Care sânge? Care sânge trece prin trupul tău? Când transfuzia asta de sânge sfânt și puternic, când a avut loc ultima dată? Pentru că, iertați-mă, am niște gazde extraordinare. Mă tem de păcatul unui bărbat. Merg la mesele voastre, la grătarele voastre, la weekendurile voastre,
Mâncare de 7 feluri, băutură de nu știu cât de feluri. Frate, hai, mai ia-te rog, dar mai ia-te rog de aici, mai ia de aici. Și măcar spini în Austria. Asta e pentru omul de afară, care, iertați-mă, într-o zi va fi mâncat de verde. Dar noi mai avem un om de înăuntru, pipernicit și flământ. Pentru omul de înăuntru trece fratele doar o dată pe lună. Și spune, luați un caz. Și tu ești mânios, nu poți să mănânci. Tu ești nepregătit, nu poți să mănânci. Tu ai probleme, nu poți să mănânci. Și dacă omul de înăuntru ar avea mână, ar întinde el să ia. Dar nu are mâna asta. Și mai rămâne cu o lună flământ. Și mai rămâne fără hrană și fără sânge lui Hristos. Pentru că tu nu vrei să iei cina. Și tu pleci la 12 și iar mănânci. Și de seară iar mănânci. Și mergi la restaurant și mănânci. Și mergi la chirie și mănânci când vrei, spunea unul. Prezentarea este unul. Mănânci când vrei, frate. De parcă arătam așa de slab. Și mâncăm, și mâncăm, și mâncăm, da? Și odată pe lună trece o firinitură. Trece o picătură din sângele Domnului. Și tu pui capul în jos, nu pot astăzi eu. Să le dea Domnul pocăință. Amin. Și apoi e sora asta, când o văzut cu sângele Domnului, diavolul de acea replică, dispare, ea fuge în bucătărie să ia telefonul să îl anunță pe bărbat. În bucătărie, spune sora asta, era îngerul Domnului. O lumină, o prezență puternică, un înger cu sabia scoasă din teacă, și ea a văzut că e îngerul Domnului. Și a încercat să-i povestească ceva, să-i spună ceva. Și îngerul îi spune, acoperă-ți capul, că n-am voie să vorbesc cu tine. Pentru că, din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă un semn al stăpânirii ei. Eu atâta m-am gândit, măi, îngerele de la Cosier, ființă superioare, nu putea să aibă un tabel cu seminția lui Rubie, Simeon, Levi și așa mai departe, de ce nu a dat Domnul un semn? O spus, măi, unde vezi sânge, nu intre. Nu puteți să le nu știa îngerul să citească? Sângele era un semn pentru înger. Probabil că îngerul îi trebuie semne. Iar la femei, le trebuie un semn al stăpânirii, acoperirea capului. Din pricina îngerului, să aibă un semn al stăpânirii ei. Și femeia asta, o pun la telefon și o spune asta, ai grijă un pic, și el spune, lasă-mă în pace. Că eram într-un semn creator și a venit unul cu un tir, numai Dumnezeu m-a scăpat, am crezut că aici am mor. Nu mi-a dat prioritate să treacă peste mine. Nu știu cum a scăpat. Și femeia asta s-a dus, o ales haine din garderobă, o spus asta, nu-i de pocăită, o spunea, avem niște blugi atunci cumpărați. Așa mi-a fost de drag și a spus, da, și pe ăștia, în lumea spirituală, în lumea nevăzută, e o luptă, e un război. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Sângele lui Hristos ne protejează, fraților. Slăvit să fie sângele acesta. Despre el să cântă în cer. Mere vremnic este mielul. Ca să fie lăudat cu fujunghia și cu sângele lui o răscumpărat pe oameni din păcat. E important sângele acesta. Oare te vei împărtăși și astăzi? Vei mânca din trupul Domnului? Sângele acesta mai are un rol benefic în trupul omului. Alimentând aceleași celule, spălând aceleași celule, face ca acele celule să se recunoască. Să aibă acceptul unei alteia, să aibă părtășie. Așa ca albinele în stuc, așa ca furnicele în moșteroc, ele se cunosc una pe alta. Așa ca pocăiță în adunare. Dacă vine un pocăit, deodată îl vezi. Trecând același sânge prin noi, prin aceleași celule, ele se recunosc cu drepeatele. Și sângele mai face ceva. Există o glandă în trupul omenesc care secretă adrenalina. Adrenalina este un supliment de energie în momentele necesare. Când merg normal acasă, nu-mi trebuie adrenalină. Când merg normal pe drum, nu-mi trebuie adrenalină. Când am un examen, un concurs, o primire, îmi trebuie adrenalina. Ei bine, sângele transportă adrenalina asta secretată de o glandă și o duce și face un supliment de energie în tot trupul. Și te mir cât de puternic ai fost în anumite momente. De ce? De unde energia asta? Adrenalina. Glanda asta o secretat, dar sângele o duce.
Cineva spunea că în momente de criză în viața unui credincios, adrenalina asta reprezintă credința care ne-o dă Duhul Sfânt. Acum când suntem la adunare, aproape că nu e de mare credință, nu? Când mă duc acasă, nu știu, nu e de mare credință. Dar când vine analizul, îi spune cancer, atunci trebuie credință, nu? Când mă duc la un bolnav și îl văd în perfuzie la spital și șepte copii plâng acasă, atunci trebuie credință. Atunci vine Duhul Sfânt și se crede un plus de credință. Și Sfintele lui Hristos îl duce în tot trupul meu. Și eu vă spun în numele lui Iisus Hristos din așa de scoarte și când te întâlnești cu un demonizat, agresiv, spuneam, povesteam la frața seară, un tânăr, eu am plecat din Roma, am slujit acolo, și un tânăr, era mâine din sat, spune, frate, dragul, dacă pleci acasă, eu cum plec acasă cu mașina? Măi, am bilete la Duion, eu mâine sunt la Piatra Neamț la evangelizare și tu nu ajungi bine cu mine. Am plecat la Piatra Neamț, noaptea la 11, mergeam spre casă, primesc un telefon din Austria. Frate Dragoș, tânărul a ajuns până la noi și s-a stricat de cap, o nebunit. Cum așa? Mi-a spus cum face, zic, măi, puneți-l în mașină, șoferul la volan, pe el puneți-l în spate, unul pe parte, unul pe parte, trimiteți-l acasă. Băieții ăia l-au trimis acasă, dar i-au dat drumul la poartă. El avea niște boievlave, așa, avea foarte mulți bani, că lucra tare bine. A început să împartă bani. Zice, sunt eu, o sunt eu, la oameni, vine Domnul, pământul arde. Nu era agresiv, dar era un propovăduitor din ăsta. Unii din oameni cu minți s-au dus și au dus bani la tată, sau alții nu i-au mai dus. Dar acasă a devenit agresiv. Cu pumnul, o spart toate geamurile termopane și-a băgat pumnul pe el fără să zgârie. Când s-a dus tatăl să la el, prietul cu mine, tata, 10 copii, și i-a spus, măi, când o tras în cap, i-a scos toți dinții din gură. Când m-am dus în familia asta, tatăl era cu Batista, cu gura, cu fratul cu Batista, mama s-a spunea că m-a prins noaptea de mână și m-a prins ca un angel și mă rugam, hai, dă-mi drum, aveam copii, te rog, de dos mama ta, și greu, bă, mult, mult i-a dat drum. A doua zi eram la filială, eram întâlnire cu toți păstorii, vorbă multă, fără, ha, avem noi o cântare, știi, în cor o cântăm. Și eu zic, măi frate, eu trebuie să plec, am un caz. Am un tânăr care o spart ferește, l-o bătut pe tasă, pe cumnatul său, pe frate său, cine mai vine să ne rugăm pentru el? Prima dată s-a ridicat un frate și mi-a spus, frate Dragoș, dar medicina ce spune? Am spus, măi, eu nu-s doctor, eu sunt păstor. Eu știam că trebuie adrenalina acolo. M-a ridicat un frate mână, frate Dragoș, merg eu. M-a ridicat un 4-5 frate, am luat de acolo. Știți ce m-am bucurat? Și altul s-a ridicat mână. Merg și eu, frate, merg și eu. Băi, ajunge. Vreau să vă spun un secret. Când am ajuns acolo, până la urmă, la o singură rugăciune, Dumnezeu l-a eliberat. L-a strâns în brațe, și plângeau așa unul pe umbă la celălalt și el spunea, tăticul, iartă-mă, te rog. Și tatăl se cupăia de la mai mare capa, să rămân de iartă, spune, iartă, tata, mă, iartă, tata. A fost o singură rugăciune. Dar știți care era povestea acestui băiat? El a luat botezul în apă, într-o duminică. Și ca să nu fie foarte aglomerată slujba, a spus, cine o face în duminica acela? Și el, duminica celălaltă, nu a mai putut lua cina, că era plecat. Avea 6 ani de la botez și niciodată cine a luat. De unde protecția sângelui, dacă tu nu ai sângele lui Hristos în tine? Eu aș dori ca sângele lui Hristos, când e nevoie să apucă acel plus de credință în noi, acea adrenalină, amin. Și când e nevoie să ne mărească Domnul credința. Amin. Amin. Și mai este o glandă, ipofiză, care e responsabil cu echilibru. Cu echilibru între toate mădularele, reglează metabolismul. Și asta când se reglează, e mare problemă. Eu vreau ca adunarea de astea să fie o adunare echilibrată. Amin. Și o adunare binecuvântată. Amin. Un singur pericol vă aduc în fața dumneavoastră și închei predica. Dacă cineva ia un galon și strangulează mâna, piciorul, sângele nu mai poate să circule. Și toată binefacerea acestui sânge
lui anulată, sângele nu mai curge. Garoul ăla care strangulează circulația sângelui se cheamă păcatul cu voia. Dar dacă păcătuim cu voia, Evrei 10 cu 26, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio jertfă de iertare. Atenție la interpretarea acestui verset. Că dacă păcătuim cu voia, unii spun, frate, unde scrie, dacă ai păcătuit cu voia, nu mai este iertare, nu e cum scrie asta. Păcătuim cu voia nu este în limba română, dar este în gramatical, îi reprezintă prezentul continuu. Adică tot păcătuiesc și nu mă opresc. Că dacă am păcătuit cu voia și mă mărturisesc și mă las, Proverbe 28 cu 13, capăt îndurare. Dar dacă păcătuiesc mereu, mereu și nu vreau să mă las de păcat, nu mai este jertfă de iertare. Păcatul cu voia care îl faci tu, știi că păcat, dar îl faci, ăla strangulează venele. Ăla împiedică circulația sângelui. O minciună care o spui cu voia, te face bolnav. Și s-a vorbit azi, miroase greu. Pentru că mădularul ăla putrezește și miroase greu. O clevetire care e cu voia și nu te pocăiești de ea, aia te duce în ea. Nu vorbim de păcatul care duce la moarte și păcatul care nu duce la moarte din Ioan, că sunt alte taine. Eu vreau să vă spun că nu este niciun păcat care duce la viață. Toate duc la moarte dacă nu te oprești din el. Aș dori ca Domnul să ne dea înțelepciune. Suntem la cină. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Am vorbit scurt de Ghetsemani, că putem vorbi mult. Am vorbit mai scurt de Gabata. Și am vorbit ceva de Golgota, de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Fraților, dacă avem colesterol prea mare și nu mai circulă sângele în noi cum trebuie, există remediu, medicament, mărturisire și pocăință. Amin. Și lepădare de păcat. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Amin. Mulțumim Domnului pentru sângele care l-a dat. Amin. Pentru sângele care ne-a justificat, care ne-a răscumpărat în fața Universului și în fața lui Dumnezeu, care ne sfințește în fiecare zi, care ne hrănește, ne curățește de orice păcat, care ne menține în clopul pentru Dumnezeu. Mulțumim pentru protecția sângelui. Și mulțumim pentru plusul de credință care ne-l dă la vreme de nevoie. Să lăsăm ca sângele lui Hristos să treacă prin noi. Amin. Amin.